cu Dumnezeu înainte. Vin să-l salut pe Mario, care mi-a comentat și mi-a spus: bună ziua tuturor, sunt al vostru Mădălin Agro și astăzi filmăm un nou vlog. Cum puteți vedea, avem bara de bețe, tractorul și scarificatorul. Haideți să vă arăt. Ce-am făcut la scarificator, ne apropiem de el. La scarificator am schimbat dălțile. După cum bine știți, sunt dălțile cu Vidia, pe care le-am pus acum 2 ani de zile de la Industrie Hof România. Și după 2 ani de zile și aproape 1000 de hectare lucrate, le-am schimbat. A venit momentul, preveți cât de groase sunt. Cele vechi ajunseseră la un grad de uzură foarte, foarte mare, dar după 1000 de hectare pastilele de Vidia încă erau. Așa că ce să zic, am revenit din nou în forță, scuzați-mă că n-am mai postat, n-am mai avut timp. Nu uita like, comentariu și share pentru a posta din nou din ce în ce mai multe clipuri. Vizionare plăcută! O să intrăm în parcela asta să o facem. Îi vom da A și B pentru a o și îndrepta, fiindcă acolo vecinul a făcut un pic de urtă pe loc și trebuie remediată problema. Îi vom da punctul A de aici imediat. Vedeți punctul A pe GPS și vom da B-ul când o ajungem în partea cealaltă. Până atunci tragem marginea asta, fiindcă aici nu avem probleme, este drept. Vom merge pe margine, chiar dacă nu vom împărța la punctul B al GPS-ului. GPS-ul va marca el în partea cealaltă. Haideți să vedem și viteza cu care mergem. Până ajungem la o brază optimă, nu uitați să apăsați butonul de like. Bun, ca viteză avem o viteză de 10 km, vedeți? Cu încărcarea motorului de 99-103. Este un pic la limită, dar ne permite. Aici în spate sper să se vadă bine pe GoPro. Lucrăm la o adâncime de 30-35 de centimetri. Am avut în zona asta și ceva precipitații. A fost o vână de piatră care a lovit foarte, foarte tare, dar unde e și piatră, sunt și precipitații. Din fericire, noi n-am avut culturi în care să le afecteze. Mai e floarea asta pe aici care a culcat-o, dar pierderea nu este așa de mare. Nu putem să prevenim absolut orice pierdere. Noi încercăm să facem asta și prin asigurări, dar unele despăgubiri sunt poate la limită. Acum pregătim pentru grâu. Dacă acest clip va face 150 de like-uri, o să postăm și un clip în continuare când o să venim cu noul 6R și o să dăm cu discul tot din acest loc. Așa că dacă îți plac clipurile mele, nu uita să apeși butonul de like. Ca consum, să vă arăt consumul. Avem un consum de 17,3 aici, 18. Media este undeva la 16-17 litri pe hectar, la adâncime de 30-35. Totul depinde acum, de exemplu, v-am spus, este margine. Marginea mergem pe ea un pic mai încet, cu o viteză de maxim 8 km pe oră, dar în brazdă menținem constant viteza de 10, fiindcă solul ne permite asta. Vedeți pe vecinii care au pregătit mai din timp, ploaia a macerat bine solul. Aceștia probabil vor semăna aici rapiță și sigur, având și rezervă jos, eu cred că o să iasă. Ținând cont că chiar dacă pare că este praf de deasupra, scarificatorul de jos scoate umezeală. Vedeți și sper să se vadă. Praful vine din spate spre fața tractorului. Acum se vede mult mai bine.
ne îndreptăm imediat spre cap, după care o să revenim cu B. Acolo vecinul este băgat și trebuie să îndreptăm cât de cât lucrurile. Mereu capetele sunt drepte, doar că se mai formează diferite burți de la arat, de la încheiat mărgini și trebuie să fie totul ok. Vedeți, marginea asta este dreaptă, aici nu au fost probleme, dar nu trebuie să dăm vina pe vecini, fiindcă nu merg întotdeauna ei pe tractoare, merg și operatorii lor, aceștia dorind să termine mai repede lucru, se grăbesc, nu fac mai multe manevre și scotuti de ce, ca să ajungă mai repede acasă. Dar previs că graba strică treaba și noi trebuie să fim atenți, să avem toate terenurile puse la punct. Bara din față se vede, face foarte, foarte bine treaba, culcă bețele, iar noi din spate venim cu scarificatorul, care scarificatorul lucrează la adâncime. Vom ieși mai spre cap, fiindcă mereu colțurile sunt cam cele mai bătute, fiindcă facem diferite manevre de la închiderea parcelei de fapt și atunci se bate locul. Vedeți cel mai bine de aici, locul acolo este strâmb. La capăt rândul este. În stânga vecinul are dreptul celălalt vecin, dar în partea aceasta cu noi nu este drept. Noi în momentul actual vom da B. Am dat B-ul și talpă, tată. Se vede foarte, foarte clar panta, da, curba cum este băgat. Nu este băgat foarte, foarte mult. E o abatere, cred că, nu știu, jumătate de metru, un metru maxim pe alocuri. Cel mai mult este acolo în dâmb. Priviți praf ce este în urmă. Dar totuși până la grâu mai este foarte, foarte mult timp. Și dacă vin ploi în urma discului, sigur va ieși. E băgat mai mult, cred că în jur de 2 metri. Acum iar se strânge. Nu i-am făcut nimic, vedeți și aici cum este desenat. Zona albastră, noi încă mergem în zona roz. Adică practic desenul și s-a importat din Apia pe această platformă de la Ipso. Pare cu totul, cu totul dreaptă. Vedeți? Vedem la cap cât de bine se îndreaptă lucrurile. Deja tractorul se lasă ușor spre dreapta. Un lucru care înseamnă că e o deviație a terenului, o deviere. Deja ne lăsăm mai în dreapta și terenul se îndreaptă.
mai în dreapta se lasă. De lucrare aici nu putem să vorbim, fiindcă pe marginea asta și am terminat parcela. Dacă am terminat parcela, ne mutăm în alta și cu toate acestea țin să-l salut pe Mario, care mi-a comentat și mi-a spus: Mădălin, te rog să filmezi și când te deplasezi pe drum. Păi pentru tine, Mario, că m-ai rugat să fac chestia asta, chiar am stat să fac. Te salut încă o dată. Am terminat parcela unde ne aflam. Imediat, locul unde merg, să știți, este tot al meu. Imediat o să dăm de asfalt și o să schimbăm parcela. Acum ridic. Acolo este un drum de acces în principală. O să decuplăm fața și mergem la cealaltă parcelă. Știu că nu este ceva foarte, foarte interesant, dar poate sunt persoane de la oraș care vor să vadă cum se deplasează și tractorul pe stradă, nu doar în brazdă. E chiar un viu interesant, mai ales păstoriuri, ăsta e ok. Trebuie să ne asigurăm întotdeauna stânga-dreapta, semnalizăm. Ne uităm întotdeauna în oglinzi. Încercăm să mergem cu o viteză mai mare când schimbăm parcelele. Vedeți, da? Praful sare după capotă din filtre, iar radiatorile se mai curăță. Este un lucru bun care se întâmplă la tractor în momentul de față. Acesta este un porumb care, vorba aia, s-a cam ars. Facem stânga aici, fiindcă ajungem la parcelă. Ne-am uitat de oglinda de spate, nu vine nimic. Încetinim mai mult cu frânele de motor, mai puțin cu frâna de picior. Aici văd că s-a lucrat până și drumul. Asta e, dacă vrea să fie lucrat și drumul, noi n-avem ce face. Ne îndreptăm spre următoarea parcelă. Să vedem, să vedem. Merge mai în față. Aici sigur nu o să pot să trec șanțul. Încă e foarte puternic dezvoltat. Dar dacă urmăriți până la final, o să vă arăt mai la următoarea parcelă cum trece și șantul ăsta mare. Avem un hack pe care nu multă lume știe. Aici este pământul nostru. Cea mai bună chestie asta de la John Deere, unde îți bagă suprafețele direct din satelit. Frate, că nu iese, nu știu, o parcelă ceva, direct ești pe lângă ea, i-ai dat și știe el. Zice, bă, gata, ești aici. Îi dăm A. Văd că nu e capabil de B cu 3, B cu 4, scuzați-mă. E și marginea și de-aia nu prea prinde ambele roți.
chiar dacă pare foarte, foarte bine plouat. Praful din spate, ia să vedeți. Asta e. Așa că dacă ai ajuns până aici, nu uita să apeși butonul de like și să te abonezi. 65% dintre oamenii care se uită la clipurile mele nu se abonează, ceea ce îmi trage ratingul canalului jos. Poate unii dintre voi nu vedeți clipurile tocmai din cazul acesta, că ele nu ajung pe For You și nici pe mine nu mă ajută. Nu este foarte, foarte greu să creați un cont de YouTube sau dacă aveți, să apăsați doar pe abonare. Dacă ești un fan al meu și îți place agricultura și îți place munca, trimite acest clip prietenilor, fiindcă m-ar ajuta foarte, foarte mult. Știu, mi-a scris și în comentarii că Madalina nu a mai postat de mult. A fost o perioadă foarte, foarte încărcată pentru mine. Seceta și-a făcut loc anul ăsta și la noi în fermă, din păcate. Chiar foarte, foarte rău. Iar timpul meu pentru aceste clipuri și starea de spirit nu prea a mai fost de ajuns, deoarece producțiile sunt cu 60-70% mai mici față de alți ani, iar nu mult lume, nu mult dintre dumneavoastră știți că pentru a edita un clip trebuie destul de mult timp și văzând că n-a mai fost așa atracție pentru ele în ultima perioadă, am zis să mai iau o scurtă pauză și să mă focusez pe muncă. Dar sunt aici pentru voi, atât pentru persoanele care se ocupă cu agricultura, cât și pentru cele care nu au interacțiune. Învățăm împreună. Ce agricultura și cu ce se mănâncă ea. Nu pot să spun că știu pe toate, poate nu sunt nici la 1% din tot ce înseamnă agricultură, dar cu ambiție, perseverență și cu studii poți ajunge oricând la un nivel maxim de cunoștințe. Da, azi, ziua de azi este pentru mine foarte, foarte obositoare, fiindcă parcelele pe care le facem nu sunt de mari dimensiuni și chiar mă obosesc. Dacă n-am la o singură parcelă la suprafața pe care am făcut-o azi, terminam de mult, dar cine se ocupă cu agricultura știe că aceste petice, cum le considerăm noi, ne fac să pierdem foarte, foarte mult timp, dar trebuie făcute și ele, fiindcă oricât de mic ar fi, tot trebuie să aduc acolo un aport de profit fermei. Vedeți floarea cum arată la noi. 80% din ea chiar s-a recoltat, probabil acest vecin a semănat mult, mult mai târziu. Facem câteva întoarceri. Mărim harta în această parcelă. Pare că am avea doar 1, 2, 3, 5 linii. A, da, da, sunt 12 metri aici. Arată bine GPS-ul, nu ne minte. Bine, nici nu avea cum să ne minte, fiindcă este un GPS precis. Da? Ia să luăm asta. S-a mai pus praf, am deschis uși, geamuri. Și mâine vom filma după 6R 195. O să fie o zi, cred că, mult mai atractivă aceea. Astăzi n-am să vă atașez clipuri din dronă, fiindcă starea mea de spirit nu este foarte ridicată. Este ora 18:30, am obosit, fiind treaz de azi de dimineață.
Și campania desfășurându-se de foarte multe zile. Dar agricultura trebuie să meargă înainte. Știți foarte bine asta. Sunt curios la voi în fermă cum v-ați luptat cu seceta și cu canicula, mai ales pentru cei care nu aveți interes față de agricultură. Sigur, sigur, sigur ați simțit aceste temperaturi de 40 de grade sau poate chiar mai mult. Sunt tare curios care au fost temperaturile maxime în zona de unde se fiecare. Bun, prietenii mei, asta este și ultima brază, după cum puteți vedea. Să spunem mai bine bara de bețe. Trebuie să o luăm, să o punem. Încă o să ne deplasăm la drum. Trecem mai în partea dreaptă. Și zala asta. Haideți-vă. Zala asta aici. Bun. Cervețele umede. Și acum o să vedeți cum al vostru Mădălin Agro o să treacă prin șans cu tractorul. O să tragem acum imediat capetele. Întotdeauna hârtiile se aruncă în jos. Cervețelele umede, scuzați-mă, le aruncă în jos. Și când ajunge la fermă, atunci le aruncăm în coșul de gunoi, fiindcă natura ne servește nouă toate aceste minunății și noi trebuie să avem grijă de natură. Așa că aveți grijă unde vă aruncați gunoaiele și sporoarele reciclare, nu uitați. Noi ne aflăm rapid spre ultima brazdă. Pe ziua de azi, vedeți, este noapte, se apropie noaptea. Trage repede, pac, pac. Un capăt, cred. Un capăt, cred că e suficient. Și după aceea vom trece prin șanțul ăsta mare. Acum imediat. Cam așa arată munca pe ziua de azi. Sper că v-a plăcut și clipul. Nu uitați să apăsați pe like sau like, cum vreți voi, da? Butonul ăla cu un degețel este foarte importantus. Da? Foarte, foarte, foarte. Ben, ten. Mergem înainte. Mergem, 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 mergem. Să vedem pe unde trecem. Ia să vedem pe unde trecem. Dugudum, dugudum.
Da, este foarte, foarte prost, fiindcă la așa drum făcut aici sunt foarte, foarte rare ieșirile ca acelea. Mi se părea normal ca la, nu știu, 500 de metri să fie câte o intrare sau câte o ieșire de genul, dar vedeți de cât timp merg și nu, nu avem așa ceva. Așa, am prins și girofarul. Acum. Cel mai important lucru când treci un șanț e să nu ai mașini. Ia să ne poziționăm aici. Hai, treci în șanțul ăsta. Stânga-dreapta. Cu Dumnezeu înainte. Și sus. Gata, mă? Cuplăm fața. Viitor. Fulger McQueen. Viteză. Și este tal vostru Mădălina Groș, a terminat și astăzi clipul. Nu uita să lași un like, să te abonezi și un comentariu. Părerea ta contează foarte, foarte mult și mă ajută. Te aștept și pe Instagram, Mădălin Agro _ John Deere, da? Nu uita. Hai, te pup, vizionare plăcută și numai bine.